vreau. Pot. Reușesc. Sunt tânăr de România. Sunt tânăr de România. Sunt tânăr de România. Fiecare semn are o poveste, fiecare geantă are o poveste. Iar cea care le dă naștere este Nicoleta Chirica, o tânără de 32 de ani, fascinată de tradițiile românești. A studiat cibernetica, dar destinul a făcut-o ca după mai mulți ani de muncă în telecomunicații să meargă pe un alt drum, cel al creației. Într-o zi, m-am trezit făcând genți acasă, am mers la o legătorie de artă a unei prietene, de unde am luat niște resturi de piele, care am venit acasă și am început să fac genți. Decisă să își urmeze pasiunea, Nicoleta a renunțat la job în urmă cu aproape 4 ani și a riscat. Simțeam că locul meu nu e acolo și, într-adevăr, nu a fost un lucru ușor să renunț la asta. Aveam vreo 7 ani de când lucram corporație, și însă am avut curajul de a face, de a spune stop și de a o lua de la capăt. Mi-am dat demisia, așa cum îți ziceam, aveam o mașină pe care am vândut-o. Am trăit vreo câteva luni din banii de pe mașină și în același timp am început să fac primele genți. Unii au zis că am luat o razna, alții au zis că bravo, felicitări. Însă ce a contat cel mai mult a fost încrederea mea că sunt pe drumul cel bun și că lucrurile pe care le fac mă duc într-o direcție pozitivă. Nu s-a înșelat, pentru că cele câteva mii de euro investite le-a recuperat în primul an. Gențile create de Nicoleta sunt din piele cu motive românești brodate. Tânăra a studiat designul și a stat în ateliere pentru a învăța întreg procesul de producție. Am o pasiune pentru semne și simboluri, într-adevăr, trebuie să recunosc asta. M-au atras dintotdeauna și am căutat să văd ce e în spatele lor. Am studiat și semiotică și chiar una dintre colecțiile noastre cuprinde semne și simboluri din fiecare zonă geografică a țării noastre. Unele semne sunt preluate de pe ei și sunt stilizate într-o variantă contemporană, transformate, unele în totalitate, altele mai puțin. Alte semne sunt semne din cărți, alte semne mi-au fost pur și simplu inspirate în alte feluri. Nicoleta povestește cu drag despre prima experiență ca designer. Prima geantă a fost o geantă pe care am creat-o împreună cu tatăl meu. Tatăl meu e sculptor și prima colecție, de fapt, a fost inspirată din sculpturile lui. Au fost niște schițe pe care le-am găsit, niște schițe foarte vechi pe care le-am luat și le-am transformat în niște mânere pentru genți sau niște genți din lemn sculptat. Prima geantă pe care am făcut-o a fost împreună cu el. E o geantă dintr-o combinație de piele cu lemn, cu un mâner din lemn foarte frumos sculptat. Brandul creat de Nicoleta a fascinat și clienți din străinătate. Tânăra are acum propriul atelier cu 10 angajați, iar cifra de afacere a ajuns anul trecut la 100.000 de euro. Pe lângă genți, cu ajutorul colaboratorilor, ea a început să producă și pantofi și accesorii din piele cu un design folk contemporan. Care este convingerea Nicoletei? Până nu-ți dai seama că ce ai de schimbat e, de fapt, în tine, nu se schimbă nimic în jur. Și schimbarea, cred că e un risc pentru mulți dintre noi și vine la pachet cu o grămadă de frici sau programe sau limite pe care noi înșine ni le punem. Și atunci, ce-ți trebuie ca să reușești în afaceri? Să fii dispus să riști, să fii dispus să te schimbi, ca să poți schimba lucrurile din jurul tău și să cauți mereu soluții.